cel care este are niște găuri de ciocănitoare, dacă îl observați. Stați să vedem și noi găurile acum. Uitați, are două, deci ăla s-ar putea extrage. A, văd, domnul cameraman, mai la stânga sunt găurile de ciocănitoare, le-ați văzut? Da, deci ăsta e unul, al doilea l-am văzut pe ăsta care l-a ciupit de vârf. Da? Două găuri de ciocănitoare la mijloc. Sunt perfecte. Vedem și ciocănitoarea, domnule inspector. Și ecologii, numai din punct de vedere ecologic, specialiști, ornitologii, adică cei care iubesc foarte mult păsările, zice că și arborele de acolo n-ar trebui extras, fiindcă... E cubul unei ciocănitoare. Exact. Și dumneavoastră, ce aveți cu ciocănitoarea? Deci eu am privit din punct de vedere silvicultural. Și asta înseamnă că... Care, arborii bolnavi, arborii uscați, sunt lânceți de ciocănitori? Ar trebui extrași cu precădere. A, cu, deci asta nu datorită găurii de ciocănitoare. Deci igieniza asta înseamnă, deci așa am învățat noi la școala care am făcut-o, la Facultatea de Silvicultură din Brașov. Da. Deci operațiunile de igienă constă în extragerea arborilor uscați, deperisanți, lâncezi, care oricum nu mai aduc prosperitate în zona respectivă, să zic, sau creșterea lor este înceată, deci, oricum, sau chiar inexistentă. 10-12 bucăți de arbor cât văd eu aici, doar unul e puțin, așa că nu cred că o să se facă mare pagubă. Ce să vă spun, doar că vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră, mai ales pentru faptul că atunci, la emisiunea de data trecută, chiar dacă era o ninsoare cu... Acea vreme era iarnă, era urât cum era, v-ați deplasat, ați venit, ați văzut și ați plecat și nu ați stat degeaba, ați luat măsuri. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicare și vă rog să vă implicați și în cazul celorlalte cioate pe care le mai găsiți, iar despre rezolvarea tăierilor abuzive, nu știu dacă veți reuși vreodată să le stăpâniți, dar oricum încercați și dați-ne o speranță. Cum credeți că, ce metodă e de aplicat românului verde, între ghilimele, care numai verde nu-i, care taie cu nesimțire un copac crescut într-o sută de ani, doar pentru că spune el are nevoie să se încălzească. În loc să taie așa crengi uscate, să culeagă, că în pădure vreascuri, dacă te duci, găsești în orice pădure. Și cred că nu amendați pe nimeni dacă vine să culeagă vreascuri. Nu, categoric nu. Legat de restrângerea sau eliminarea fenomenului infracțional, este o poveste veche. Mai ales că noi ne aflăm în zona Budacului de Sus, unde există o majoritate de romi care... Nu, am să vă rog să nu ne legăm de etnie, că mă trezesc cu amenzi și n-am nevoie. O majoritate. O majoritate. De oameni care trăiesc care din... Care practică, să zic așa, da. Sportul ăsta. Deci, numit... Sunt printre romi cetățeni admirabili. Da. Și poate și Budacul de Sus acolo, nu toți sunt la fel. Deci da. Nu contează că sunt romi. Deci eu cred cei că... care fură, hoți, de lemne. Fenomenul ar dispare, chiar nu, poate în totalitate, dar s-ar reduce substanțial prin luarea măsurilor imediate asupra celor care fură. Deci există cazuri. De către cine? De către instituțiile abilitate. Sunt puneți-le pe nume ca să audă. Deci, că ei se laudă și se bat cu pumnul în piept că stăpânesc fenomenul. Eu vă spun că nu stăpânesc. Și ne-a recunoscut-o și domnul pădurar. Deci a fi trași la răspundere dacă au fost prinși. Li s-au întocmit contravenții, infracțiuni, să fie duse până la capăt. Deci măsurile care sunt prevăzute până acolo... Până la privarea de libertate. Exact, da, asta este problema și atunci fenomenul s-ar reduce. Deci oare există un vid legislativ? Adică sunt prea blânde pedepsele pentru... Nu cred că este un vid legislativ, este vorba ca justiția în special, deci să iei măsurile legale care le au la dispoziție, în așa fel încât cei care au fost prinși furând să fie... Să și plătească pentru fapta lor. Exact, să plătească pentru fapta lor. Am înțeles. E o... Poveste veche și grea și urâtă, pe care nu știu dacă o rezolvăm așa, vă rog. Un alt ar mai fi un alt... Rezolvarea ar fi chiar să stea după gratic, atunci s-ar învăța minte. O altă modalitate ar fi de crearea de locuri de muncă în zona în care trăiesc ei, în așa fel încât să le distragem atenția de la acest sport spre o activitate productivă. Care, exemplu. Care să le aducă o fabrică, deci valorificarea mai bună chiar a materialului lemnos în zona în care trăiesc. Cărestea, de mic mobilier, de diverse coșuri, să zic așa, din salce, ei sunt pricepuți așa, din valorificarea fructelor de pădure. Mergeți spre mare, în județul Mureș, la ieșire din Târgu Mureș, Corund, satele acelea, vedeți pe marginea străzii tot felul de împletituri. Oare de ce nu s-ar face și la noi?
Da. Iată, acei oameni trăiesc din asta și vând foarte bine. Bine că nu sunt la drum internațional oamenii de aici, dar dacă ar face, eu cred că ar trăi și ei foarte bine. Categoric da, categoric da. Bine, și eu fac măturile acelea de mesteacă, dar am văzut că sau șmecherile fac rare și am cumpărat una, m-a ținut 2 săptămâni, deci nu știu, sau șmecherii și... Am lucrat prea mult cu ea din cauza asta. Totul, să sperăm că în perspectivă, deci vor... Aceste locuri de muncă vor apare patroni, oameni serioși care să le dea de lucru la cei care în momentul de față... După ce va trece criza. Să sperăm că va trece... Vă mulțumim încă o dată și vă urăm să vă implicați serios în această activitate. Vă mulțumesc foarte mult și ori de câte ori va fi cazul, o să răspundem prompt chemărilor dumneavoastră și ale cetățenilor cu care colaborăm. Mulțumim în primul rând domnului primar că ne-a primit aici, pe teritoriul Comunei Cetate, cu amabilitate și ne-a dat răspunsuri sincere, așa cum îl știm de obicei. Dânsul, dacă e vinovat, să plătească, dacă nu, să trăiască. Și noi spunem să trăiască, dar... Trecută, că acum nu mai zici! Ba da, aduceți aminte! Și acum cum e? Acum cu ce încheiem? Acțiunile. Pentru că v-a crescut cota. Sigur că da. Am observat. Eu știam... Încep să vă simt aproape, ați văzut ce a spus? Eu știam că nu sunt niciodată în pădurea asta. Înseamnă că a fost noaptea. Nu a fost noaptea. Știu ce am vorbit cu șeful de ocol în momentul în care a fost investit șef de ocol. Și cu agentul, bineînțeles, și cu agentul economic. Da, e bine când instituțiile au încredere una într-o alta. Dar dumneavoastră... Dar să nu uite pe oameni. Prin surprindere și a zis, domnule, chiar să fie 34 de licioate? Nu se poate. Și a doua zi am venit personal aici. Singur? Cum singur? Cu reprezentanții TRSV-ului, cu poliție, viceprimar, pădurari. Nu care sunt niciodată, să le vedem. Au luat mătura, când au dat cu mătura, erau marcate cioatele. Bun, și dacă data trecută ați încheiat cu sintagma, dacă sunt vinovat să plătesc, acum cu ce sintagma încheiați? Zic că dacă sunt vinovat, cer să mi se taie capul. O, Doamne, nu... lăsați că ați văzut ce a făcut un băiat cu taică sau că îl bănuia pe că umbla cu soția. I-a tăiat capul și a umblat cu el prin sat, în Bacău. Deci nu faceți dumneavoastră așa. Nu, eu am cerut asta. Da. Deci acum cu ce încheiați? Acum cu ce încheiați? Le doresc tuturor cetățenilor cu măcetate multă sănătate. În contra Hristos, seama că n-am spus-o de la început, că tot dumneavoastră repede cu microfonul. Prin învaluire. Să aibă încredere în primarul pe care l-au ales, nu acum, oricând poți să vină cu orice problemă la primărie, punem cărțile pe față, discutăm orice. Deci acest conflict care a fost... Punem cărțile pe față. Cred că cu asta trebuie să încheiem emisiunea. Cărțile pe față. Cu cărțile pe față, sintagma primarului care este, ca să încheiem și noi așa într-un spirit de glumă. Stimați oameni buni, vă urez să tăiați stejar cu aprobare dintre aceștia, așa, cum îl vedeți pe acesta, da? Deci când o să crească? E sarce? Păi o scoatem afară? Da, specialistul lângă mine. Acum la vârsta asta e mai greu de văzut. Deci când vor crește aceste stejarei mari, vă urez să-i tăiați cu aprobare, că și atunci legi vor fi. Și atât acest drum a devenit părău și asta nu e un lucru bun. Chiar oamenii spun că ar trebui să se schimbe aici lucrurile, pentru că cei care au exploatat au venit și când vremea era mai moale și au distrus drumul. Părerea mea este că ar trebui să-i oblige pe cei de la firma Soft și cum se mai numește să-l refacă, dacă ei au exploatat, ei să-și repare. Nu-i corect să plătească toată comunitatea. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, vă spun doar atât, urmăriți ASTV pentru că vă ascultă necazurile. Încă o dată vă spun pe site-ul www.astv.ro sesizările dumneavoastră oricând le puteți trimite și pe Nicolae Titulescu în Bistrița la adresa numărul 19 lângă radiografii. Pentru că orice problemă are rezolvare dacă există implicare. Eu vă spun la revedere, să fim sănătoși și să vedem stejarii aceștia mari. Urmăriți ASTV, asta e televiziunea ta.